peste 100 de ani. E o femeie bătrână, urf de femeie bătrână asta. Și vedeți ce frumos își făcea zadia. Și asta era caracteristică în zonei noastre, zadii de lână. Tot era la război de țesut făcut. Și vedeți că și-a făcut și o străițuță, o straiță. Așa cum se poartă și acum. Dar era, cum vă spunem, neapușă. Trebuia să fie să arate bine, frumos. Hai că vă dau să vreți de fier, uite-te, ce e cu la mare. Nu am înțeles nici o șarmă, și mi era ușor de frut, dar de rog. Și am făcut-o și mate, nu pot să fac un mește pe era așa ceva. Nu am venit astea, dar au venit de băieți, de copii foarte faine.